Da. Tot mi-a registrat. Vă dați cum asta puțin jos la urmă. Puteți să-mi duceți la masa 3. 679. Pentru ca noua generație de politicieni să preia ștafeta. Pentru că cred că cu toții considerăm că tinerii ar trebui să aibă posibilitatea să-și construiască propriul destin. Și am ajuns noi cei care suntem născuți înainte, imediat înainte sau puțin după căderea comunismului, am ajuns la vârsta la care avem capacitatea și posibilitatea să ocupăm funcții publice și să luăm decizii și să construim pentru viitor. Ce sfaturi aveți pentru Romașcani pentru ziua de astăzi? Le recomand să meargă la vot, pentru că se respectă măsurile de siguranță, se dezinfectează, se oferă mănuși, se oferă măști, se oferă absolut toate măsurile necesare de siguranță și le recomand să meargă la vot, să se bucure de vremea bună de afară. Până acum vi s-au adus la cunoștință ceva nereguli de la alte secții? Am auzit că la Colegiul Tehnic Miron Costin se organizează ședințe cu părinții în duminica alegerilor, adică din toate zilele, dar cred că cele mai măsură sunt autoritățile să decide dacă e ilegal sau nu. Mie mi se pare doar imoral. Mulțumesc. Mulțumesc.